Primul soț al lui Jennifer Lopez a acordat un interviu pentru Daily Mail în care a vorbit despre povestea de dragoste intensă pe care a trăit-o cu artistul în anii 90. Ojaninu a lucrat la un restaurant când le a cunoscut pe Jennifer Lopez. Fusese o mașină de spălat vase și venise să servească mese la restaurantul cubanez deținut de Gloria Estefan din Miami. Jennifer Lopez a venit cu un prieten și asistentul ei în loc când Ojani a dus o porție de cartofi la o masă. Și a spus, HMMM, arată foarte bine. Ojani nu s-a a gândit la ele și a părăsit porțiunea. Prietenul lui Jennifer Lopez a spus să vină la un club mai târziu, unde vor merge cei trei. Acolo, Ojani și Jean au dansat și au schimbat numerele de telefon. A început o relație de dragoste intensă. Îi doresc lui Ben și Ben tot ce este mai bun, dar nu sunt convins să o iau, spune Ojani acum. Jean îi place să fie îndrăgostită, dar să a aruncat de 6 ori. Ben este soțul numărul 4. Am fost soțul numărul 1 și mie, a spus că sunt dragostea vieții ei. El a spus că vom fi împreună pentru totdeauna. Relația dintre Ojani și Jeleu a durat 2 ani. Cei doi au divorțat în 1998. Apoi au fost prieteni de aproape un deceniu. Pentru mine, a fost cea mai frumoasă femeie din lume. La început, nu știa cine este, apoi a devenit mega estrelă și ne am mutat la case de creștere. Am simțit un fel de domnul Cinderas, spune Ojani. Jennifer Lopez a căsătorit cu Chris Jade, Marc Anthony și Ben Affleck. Reclame.